stimați invitați, stimați colegi, dragi oaspeți, bine ne revedem, ne reîntâlnim la Biblioteca Județeană Nicolae Milescu, Spătarul Vaslui, acum spre sfârșit de noiembrie, când iată și iarna începe să-și facă simțită prezența. V-am invitat astăzi în această frumoasă cetate a cărții, Biblioteca Județeană, pentru un eveniment aparte. În urmă cu 13 ani, la Bârlad se năștea o revistă, Badul Literar. Unii s-au întrebat de ce acest nume. Pentru că Cezar Ivănescu, în copilăria lui, când era întrebat unde mergi, spunea foarte clar, la Bad. Și a rămas un nume extraordinar de frumos, Badul. Badul Literar. Cine este cel care a pus sămânța acestei reviste? Cine este cel care a plămădit acest aluat care avea în timp să crească frumos? Nimeni altul decât prietenul nostru drag și bun, profesorul Gruia Novac. Un împătimit al scrisului, un împătimit al cititului și un dușman declarat al proștilor. Așa a fost dintotdeauna, un om caustic, un om cu extraordinar de multă dragoste pentru toți cei care încearcă să șlefuiască personalitatea trecând în mod obligatoriu prin bibliotecă. I-a apreciat, i-a sprijinit, i-a îndrumat spre școli și de ce nu pentru unii dintre ei a fost un sprijin extraordinar de mare chiar și în cariera didactică sau în cea scriitoricească. Gruia Novac s-a lovit de fel de fel de opreliști. Viața nu este lină. Asperitățile apar atunci când te aștepți mai puțin. Și în urmă cu 3 ani de zile, această frumoasă revistă era cât pe ce să-și anunțe obștescul sfârșit. Cu foarte multă tristețe îmi spunea atunci ce mă fac eu pentru că nu pot să stau degeaba. Trebuie să muncesc, trebuie să gândesc, trebuie să aduc oamenii valoroși la oaltă și să îmi descarc prea plinul de frumos către ceilalți. Printr-o revistă, printr-o lucrare, printr-o carte. Și am spus, te rog din suflet să nu te mai agiți, dacă nu vor fi posibilități financiare la o instituție care să ia sub tutela sa această revistă, mă angajez ca printr-o fundație, o asociație, să facem tot ce e posibil ca revista să-și continuă drumul. Pentru perioada de trecere de la un stăpân la altul, de la primăria Vaslui la biblioteca Vaslui, primăria Bârlad la biblioteca Vaslui, era clar că nu putea să aștepte extraordinar de mult. Și a găsit la domnul procuror Mihai înțelegere maximă și disponibilitate, așa că s-a apucat să colaboreze la revista pensionarilor bârlădeni, căreia i-a dat o față nouă și frumoasă. Ce s-a întâmplat pe mai departe? Am preluat revista la Biblioteca Județeană, i-am readus zâmbetul pe față lui Gruia Novac și iată astăzi, după 13 ani, după 3 ani în Biblioteca Județeană Vaslui, la 84 de ani de viață a lui Gruia Novac, astăzi 84 de ani de viață, prezentăm numărul 12 al acestei publicații seriale. Seria 9. Pentru unii poate e prea puțin, pentru unii poate e prea mult. Pentru unii poate nu înseamnă nimic această revistă. Pentru județul Vaslui și pentru publicațiile seriale cu clară tentă literară, Badul înseamnă ceva. Și noi suntem mândri de colaborarea pe care o avem cu Gruia Novac. Ca la orice sărbătoare, nu pot sta pusnic să te bucur de unul singur. Așa se face că la acest eveniment am ținut să avem alături prieteni și colaboratori dragi ai revistei Badul Literar, oameni cu care Gruia Novac în decursul anilor s-a intersectat pe tărâm filosofic, literar și așa mai departe. Și iată că acum la Vaslui
Ne bucurăm de prezența domnului profesor universitar Doru Scărlătescu, pe care îl salutăm din toată inima. De la Motru, domnul prozator, scriitor, publicist, poet, om care o viață întreagă n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să scrie, domnul Nicolae Dragoș. Mai am timp să găsesc ceva mai bun de făcut. Un publicist de marcă ce colaborează la cel puțin, am numărat eu, 12 reviste din țară, un om care este nu prolific, extraordinar de productiv și în același timp extraordinar de percutant, Liviu Ioan Stoiciu. Prozatoarea, scriitoarea, consoarta domnului Stoiciu, doamna Doina Popa. Foarte mulți colegi, când au văzut Doina Popa, s-au gândit la colega noastră de la Biblioteca Județeană Cluj, Doina Popa, cea care a ținut ani de zile frâiele, destinul bibliotecarilor din România la Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din această țară. De la Bacău, doi prieteni dragi și buni, domnul Viorel Savin, pe care îl salutăm, colaborator și inițiator de demersuri culturale frumoase, cum este revista 13+, și nu în ultimul rând, Petre Isachi, un vechi și statornic colaborator al revistei. Redactor șef al revistei 13+. Și membru multe comitete și comisii, cum sunt toți cei prezenți aici, care au drept o recunoaștere faptul că sunt cooptați în colectivele de conducere. Pentru câteva gânduri despre revista Vadul Literar, ceea ce înseamnă o revistă de cultură, ceea ce înseamnă o publicație serială, vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul celui care trudește cel mai mult la această revistă, excelența sa, însetatul de cunoaștere de plată, domnul Ruia Novac, cel care nu spune niciodată că nu are timp atunci când e vorba de frumos, de nobil, atunci când e vorba să dăruiască o bucățică din sufletul domniei sale. Vă rog! Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, stimați prieteni, în povestea pe scurt a revistei Vadul Literar spus ar fi de directorul Bibliotecii Județene, sau cum spunea un prieten de-a rog, Bibliotecii Județiene, dumneavoastră luați ceea ce trebuie și înțelegeți ceea ce veți. Mă bucur că mă pot adresa dumneavoastră astăzi, dar pentru ca să nu mă încurc în voroave ne la locul lor, am stat acasă vreo 2-3 luni și am pus câteva cuvinte pe niște hârtii pe care vă rog să-mi permiteți să le citesc, pentru ca să fiu sigur că nu mă bâlbâi și că mă veți accepta. Îngăduiți-mi mai întâi să vă privesc cu dragoste și, socotindu-vă în tot omogen, să mă adresez cu un apelativ și afectiv și moral deopotrivă. Onorați-vă! Pentru mine, așa sunteți, așa trebuie să rămâneți. Suntem în noiembrie și, coincidență, doi dintre oaspeții care v-au fost dumneavoastră prezentați numai ce, mi-au atras atenția. Pe 3 noiembrie care a trecut, născut fiind în 1938, scriitorul Nicolae Dragoș Aci de Prață a împlinit 18 ani. Aveți dreptate, mulțumesc! Știu că am... Țineți minte de la mine.
Cine sunt de la mine? În totdeauna am dreptate. Da, da. Și doi, pe 17 noiembrie, fiind născut în 1939, scriitorul, prietenul nostru, Petre Isache, redactor de ceva revistă, a împlinit 80 de ani. Da. Mult puțin cu... Dacă mi este cum cumva... Mult puțin cu... Destui. Mi este cumva permis. Vă rog. Vă rog frumos, domnule Petre Isache, de astăzi încolo să-mi spuneți bălie. E, asta, pentru 3-4 ani acolo. Și un centimetru înseamnă mai mult. Deși le iritați centimetru. Stimați prieteni, stimați oaspeți, domnule director, domnule Pozeu, eseul meu succint va fi un apolog, poate că știți ce înseamnă asta, pigmentat la vreme cu niște apostrofe pe care le-am gândit eu, fără putere de respingere, prin care voi arăta și eu că există posibilitatea ca prin vorbele mele sau prin vorbele noastre să atragem atenția asupra unei reviste sau unor reviste și să încercăm să racolăm pe cât posibil adepți în inepuizabilul efort de stingere a unor datorii morale pe care noi le avem față de poporul român, datorii pe care probabil nu vom reuși să le lichidăm niciodată. Și am amintit eu de aceste datorii morale pentru că mi-aduc aminte că pe la începutul secolului al XX-lea, când a apărut revista Viața Românească, în cuvântul înainte, Garabete Brăileanu îndemna scriitorii să-și întoarcă privirile către țăranul român, față de care avem atât de multe datorii de plătit, încât nu știu dacă vreodată vom fi în stare să le achităm măcar dobânzile. Chiar dacă o să vi se pară dumneavoastră că nu o să fiu foarte aplicat în prezentarea numărului recent, se vede în spate, al revistei Bahadur Literar, eu o să insist totuși pe ideea, fie chiar implicită, că revista aceasta, neînscrisă nicăieri, neînregimentată la nimeni, ci zidită doar din visuri și din basme seculare, va ocupa măcar un subsol de pagină neroadă în literatura aceasta. Pentru că, foarte recent, Nicolae Manolescu spune clar, clar, că literatura este, în mod normal, un corp, o unitate, un cosmos. Cred că literatura română este mai degrabă un haos, spune domnia sa, decât un cosmos. Dar acum relația valorică se face într-un fel precar, iar rolul scriitorului în societate este unul minor. Să luăm atât cât trebuie din spusa domnului Manolescu, pentru că eu, puțin mirat, dar deloc surprins, încerc să revin la chestiune și să continui. În orizontul cultural vasluian, întâmplarea la desfășurarea căreia suntem cei de aici, martori onești și poate cuioși, este un eveniment. Hai să-i spunem chiar un adevărat eveniment. Ieșim spre lume cu încă un număr din seria nouă vasluiană a revistei Bahadur Literar, care a împlinit cu numărul acesta 13 ani de apariție, conturbată uneori doar de presiunea altor priorități, cultura cu lungul și profundul ei și lac de semantici, nefăcând parte niciodată dintre acestea, din cât știu eu.
Avem bucuria de a fi gazda câtorva oaspeți scriitori, care v-au și fost prezentați, care cu curaj și cu modestia proprie doar oamenilor cu educația bunului simț, nu resping permanentele servicii de gardă pe care le fac într-o uniune aflată cu gândul și cu ochii îndreptați spre un posibil Nobel. Dacă alăturăm oaspeților prieteni și pe colaboratorii măcar ai ultimului număr al revistei Bardul Literar, păstrând proporțiile, bineînțeles, dar acceptând jocul topilor și al imaginației, constatăm că în sala asta sunt câțiva reprezentanți ai importantelor ținuturi istorice românești din interiorul granițelor geopolitice contemporane. Întâlnirea noastră de acum are dimensiunile unui gest sui generis, de prietenie și admirare față de omul pe care îl numim scriitor, specialistul în scrisori trimise unui destinatar necunoscut, după definiția fericită a romancierului portughez José Luis Peixoto. Poate că acceptarea invitației noastre a avut drept mobil chiar posibilitatea cunoștinței cu unii dintre destinatarii cărora, cu speranță și onestitate, le-am sau le-au expediat cărțile lor. De asta îi iubesc eu pe scriitorii scriitori, pentru dramul acela imens de energie din existența proprie, dăruit generos și într-o taciturnie trează, interesat, cu scopul consolidării tipului ideal de cititor, dar nedesăvârșit vreodată. Ce entuziast și pe gustul meu recita răspicat pe vremuri odinioară poetul ieșan Ioanidu Romanescu. Trăiască poezia și slujitorii ei. O întâlnire ca aceasta de prezentare a unui număr nou de revistă cu o arhitectură inspirată este un semnal, un fel de meniu care să trezească apetitul cu aromă intelectuală veritabilă pentru carte, pentru reviste, pentru dezbatere, pentru exprimare liberă, netaxată, pentru prietenie și pentru plimbări de plăcere prin grădina spiritului lui Aristotel. Fiindcă se pare, primii peripateticieni au fost scriitori. Ei au lărgit spațiile promenadelor, pregătindu-ne atenția și imaginația pentru zborul deasupra unui cuib de cuci, ce metaforă abisală, sau coborârea pe hatul care ocrotește cuibul prebeliței lui Brătescu Voinești. Colaboratori dintre aceștia a căutat și în mai toate încercările a reușit revista Bardul Literar, numai așa explicându-ne reușita trecerilor, chiar dacă conjuncturale, prin furcele caudine ale unor mentalități nu întotdeauna fericite. Se întâmplă ades ca prostului să-i arăți luna, dar el îți privește degetul. Așa stând lucrurile, deși știu că nu prea mai am ceva important de spus, sau poate am, dar ne propunându-mi să aleg între ceea ce e prea mult și ceea ce nu trebuie, voi încheia voios, poate și optimist, întrebându-mă, poate literatura să repare literatura? Mărturisesc nonșalant că rob al citirii de reviste fiind, lectura lor îndemnându-mă să le și fac, uneori să le și editez, sensul întrebării rostite deja l-am împrumutat dintr-alta relativ asemănătoare
a scriitorului francez, care e și cineast și regizor, Santiago Amigorena. Se întreba el, prin vocea unui personaj în romanul Le Ghetto Intérieur, pentru care a primit premiul Goncourt anul acesta, se întreba, poate literatura să repare istoria? Eu îl parafrazez repetând, poate literatura să repare literatura? Răspunsul nu trebuie grăbit și nici sibilinic. Între timp, unul posibil trebuie cumpătat, măsurat încă o dată la orice mică îndoială. Iar până la forma finală, trebuie cultivate foarte atent diferențele specifice și foarte important de instituit mare grijă pentru salvarea onoarei numelui, așa cum a urmărit întotdeauna revista noastră, așa cum ne spunea cineva foarte recent, de prin Franța, ca un fel de deviză postmodernă. În căutarea acestui răspuns s-a angajat în deplină responsabilitate revista Baradul Literar. Doamnelor și domnilor, dacă v-am obosit cumva, iertați-mă. Doamnelor și domnilor, dacă nu v-am obosit cumva, iertați-mă. Vă mulțumesc! Pe lângă personalitățile invitate din alte zone ale țării la această sărbătoare a revistei Baradul Literar și nu numai, sunt în sală prezenți colaboratori ai acestei reviste, inspectori școlari, angajați de la Muzeul Județean, profesori din zona noastră, colegi de la Centrul Creației Populare, oameni care din când în când își aruncă ochiul pe revista noastră și cred eu că o prețuiesc așa cum se cuvine. Însă, cred că este foarte important să vedem o altă perspectivă din care poate fi analizată, privită, studiată o publicație de acest gen. Și am să vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul domnului profesor universitar pentru a ne prezenta un unt... Un alt unt din care poate fi privită această revistă. Pentru că noi, în mediul preuniversitar, în biblioteci, în instituții de cultură, așa cum trăim noi zi de zi aici, poate avem o imagine greșită. Însă, de acolo, din acel mediu academic, cred că există o altă perspectivă. Vă rog. Așa am hotărât să vedem prin surprindere. Poteți. Inițial am fost întrebat pentru ce este un loc liber aici. Este un loc liber pentru absolut toți creatorii care ar trebui să se alăture din, măcar din când în când la această revistă. Și cred eu că nu întâmplător l-am lăsat așa, pentru că este speranța că mâine sau poi mâine vor fi lângă noi și alți colaboratori. E prima dată când prietenul, colegul și coleg de grup, de facultate, mă pune în dificultate cu în poziția de a vorbi fără ca, adică el l-a pregătit de trei luni, din trei luni, trebuie să vorbesc fără să mă fi pregătit nici măcar cu 10 minute înainte. Nu e prima dată. Cu câțiva ani în urmă, m-a invitat la Bârlad, câțiva buni în urmă, vino că facem o întâlnire acolo, e frumos, nu mai vino. Bem un spriț. Așa. Și încă doi prieteni de la ea, venim.
la Teatru Național de la Teatru Bârlădeanu. Și ne trezim invitați pe scenă. Pe scenă erau niște fotole acolo. Hai, vorbiți despre Nichita Stănescu, de la vorba. Dar știați rolurile. Știam, îl știam bine pe Nichita Stănescu. Asta e rolul. Asta este. Ce să spun? În primul rând, mă bucur că cred că Ion Simuț la un moment dat se întreba în revista Familia, de aici riposta pe care a dat-o Nicolae Manulescu și mulți alții, se întreba că mai e nevoie de atâtea reviste, prea multe reviste. Trebuie făcut efort, material, trebuie adunați oameni, pot să apară și mulți veleitari. Punea niște probleme legate de revistele, mai ales revistele de provincie. Și cred că n-avea dreptate. Literatura, dacă vrem să o îmbunătățim, să o însănătoșim, tot prin literatură, într-adevăr, colegul Gruia are dreptate, trebuie să o facem. Dar nu numai de la nivel central, nu numai de la București, ci din toată țara. Mai ales că acum nici nu mai există ce înseamnă centru și provincie. Eu stau acasă, m-am făcut o casă la țară și recunosc că cunosc mai bine viața culturală și literară din țară și din străinătate, manevrând pe internet. Se publică pe internet cărți, romane, poezii, așa că n-am sentimentul că sunt izolat undeva. De aceea, încă o dată spun, mă bucur că la un moment dat se creează un soi de confrerii ale scriitorilor. E adevărat, se merge pe, și pe zona în care trăiesc acești scriitori și pe prietenii, dar nu de gașcă, nu de interes, ci pur și simplu prietenii spirituale. Și mă bucur de aceea când mă regăsesc, mă întâlnesc cu oameni pe care nici nu i-am cunoscut vreodată și care dintr-o dată îmi devin foarte familiar. Pe profesorul Isache nu l-am mai văzut de 40 ceva de ani. Dar mi-e foarte apropiat pentru că îl citesc în revistele de la Colacău, de aici, de la Itecuș, de la Bârlad. Pe scriitorul Stoiciu, pe care îl prețuiesc foarte mult și pe care am regretat întotdeauna că nu l-am cunoscut față către față, fără Biblia, la fel, îl simt foarte aproape, îl simt prieten. Tot fără să fi schimbat vreodată vreo vorbă, dar schimbând atâtea fraze, vorbe frumoase în revistele la care noi colaborăm. Cred că Badul Literar are și rolul și această frumoasă măsmeni de a ne aduna pe toți. În lume n-am avut timp să am primit numărul recent, dar am citit din scoarță în scoarță, cu mare atenție, numărul trecut pe care mi l-a trimis prietenul Gruian Novac. M-am bucurat și îți dă un sentiment așa de plinătate. Ce mulți oameni de valoare trăiesc în colțuri acest diferite de țară. Mulți din colaboratorii revistei abia
Acum i-am cunoscut, sunt oameni de la Vaslui, am citit articole foarte interesante acolo despre pe teme de cultură. E foarte bun inițiativa foarte bună aceasta de a face și numere tematice. Numărul trecut era închinat satului românesc cu studii și cu poezii excepționale realizate de vasluieni. Acum iată limba română modernă, evoluție sau avatar. Atâtea probleme pe care noi le punem separat, iată, avem prilejul să le găsim, să le împărtășim cu prieteni de pe care altfel, cum spuneam, nu și nu. De existența unora nu știam, ei sunt prieteni virtuali. Acestor prieteni virtuali, cred că le este dedicat revista Bardul Literar. Îmi cer scuze că am venit nepregătit, e vina, dar ce aș fi putut să fac? Să-mi pregătesc eu un eseu, așa, o să-l public în revista Promit, în numărul următor al revistei, un eseu de data aceasta, așa, mă duc, cercetez, caut, studiez bibliografie, văd, citesc pe profesorul Dima cu localismul creator. Așa, după aceea, sigur, iau și mai văd ce reviste mai importante apar în țară. Mă pregătesc și promit să dau un eseu pe această temă numărului următor de revistă. Îi felicit. Uitați-vă câți martori am. Așa. Îi felicit pe prietenii bârlădeni. Am înțeles că îi pare prietenie. Este. Între așa și pe prietenii vasluieni. E foarte frumos. Trăim în aceeași țară, în aceeași zonă. E bine să ne concurăm productiv. Asta nu strică deloc relațiilor dintre noi. Mulțumim, domnului profesor. O dovadă că nu există animozități și este apreciată totdeauna valoarea. În revista Badul Literar, totdeauna pe coperta 4, o să vedeți dintre sute de reviste. Și la fiecare număr publicăm coperta unei reviste de cultură din țară. Dacă există tensiuni la nivelul Bârladului între Academia Bârlădeană și Gruia Novac, dacă există tensiuni între cei care lucrează la Badul Literar și cei care lucrează la Academia Bârlădeană, chiar nu sunt interesat. Faptul că avem disponibilitatea, deschiderea, dorința de a-i promova, e o altă dovadă că nu ne interesează micile tensiuni, ci ne interesează ca să fie promovați oamenii care fac ceva pentru cultura acestei țări. Dintre sute de reviste, stăteam și mă întrebam cum le alege domnul Stoiciu pe cele la care să trimită materiale. Pentru că e într-adevăr extraordinar de greu. Faptul că în paginile revistei Badul Literar domnul Stoiciu se regăsește cu o frecvență extraordinar de o cadență bună, să zic eu, e o dovadă că prețuiește acest produs literar și ca atare am să-l rog să ne mărturisească despre criteriile care stau la bază atunci când trimite materiale în stânga sau în dreapta, sau nu trimite. Sau nu. Vă mulțumesc! Eu cred că scriptura e prea o fie. Așa este. Voi, Vivien,
Poate Mănulescu, acum la 80 de ani, mai pățește ce pățiți dumneavoastră. De 27 ani. Dar la 80 de ani. De 27 ani. Dar la 84 de ani să fiți sărbătoriți, este foarte la bine. Vă mulțumesc pe sănătate și să le mulțumesc organizatorilor să accepti, să servezi. Chiar dacă e o personalitate extraordinară, la 84 de ani, 85 de ani. Nu știu dacă se mai întâmplă la România, pe urmă, da? Mulțumesc în numele generozității românești pentru sărbătoarea domnului și poet, și gazetar, și critic literar, și profesor pe care aveți generații de elevi. Nu multe, în 50 de ani de învățământ. Vedeți-vă, am o mare slăbiciune pentru aceste personalități accentuate care inventează reviste, care duc în spate un proiect literar. În vremuri care nu sunt prietenoase. Nu au fost nici înainte, nu sunt nici acum. Și își sacrifică, nu e simplu, dar extra, ce s-ar face bărladul, iată și va spui. Fără o asemenea personalitate accentuată. Renovac, uitați-vă, eu nu știu de unde a apărut, acum 13 ani, eu asta a spus salut. Ce l-a apucat, cum se spune pe românește, să scoate revistă? Așa, brusc. Orgoliu. Da. Să vă reviți, Șopenhauer, așa. Am vrut să arăt că pot. După Revoluție s-a întâmplat un fenomen înainte, partidul și guvernul, o să ne spună domnul... În numele guvernului sau al partidului, ca să știu să mă pregătesc. Să știți că am încercat și înainte și n-am reușit. N-am primit acceptul. Aici, de puțin ar fi activiștii de partid, toată de la statul, acceptau fără o revistă. Era, de fapt, o instituție, o revistă. Realmente asta era și se încearcă și după Revoluție să transforme în instituții revistă. Dar nu se reușește. S-a și reușit. Pe aici, pe acolo, da. Eu n-am observat, dar după Revoluție s-a cam ales praf, da? Cred că e mai bine așa să fim liberi și să scoatem reviste așa cum vrem noi și cei care au această putere extraordinară. Deci după Revoluție au apărut asemenea personalități accentuate care au scos reviste, dacă vreți, ale lor. Pe barba lor, iarăși pe românește, cum se spune. Eu, vorba aia, a subliniat că sunt mai degrabă ziarist decât altceva, nu? Însu a subliniat asta. Bun. Dați-vă voi, sunteți și altceva, pentru că Liviu Ioan Stoiciu este deținătorul Premiului Național Eminescu. Au apărut reviste literare, asta trebuie să subliniez, de valoare, după Revoluție, datorită unor scriitori cu totul ieșiți din... Iată, un alt exemplu. Isaac, scos o revistă, a impus, fără să aibă în spate o instituție, poate a făcut din revista acasă, eu nu știu unde are redacția. În general, după Revoluție, de asta aveți o redacție? Asta e un secret. Nu. La mine, în bibliotecă. Păi asta voiam și de aceea subliniez extraordinară generozitatea acestor orgolioși, foarte orgolioși, aceste personalități acestuia, mereu acestuia asta, care a scos reviste literare și care, peste 50 de ani, este super dispare prea departe. O să arate celui care
va fi peste 50 de ani, peste 100 de ani, cum arăta România bărbatul în principal și lumea literară gustată de dânsul care cere comandură, da? Și în felul ăsta vom avea o istorie și peste 50 de ani și peste 100 de ani să înțelegem ce era în România în acel moment. Domnul profesor, scandatescu atragea atenția asupra unui atac foarte curios care a apărut în acest an. Unui critic considerat important de la Oradea, Ion Simuț, care s-a săturat de atâtea reviste și de atâta... Pentru mine este aproape imposibil să înțeleg. Este și istoric literar. Cred că ca să fii istoric literar ai nevoie de substanță, ai nevoie de... Să ai reviste, primul rând. Literatura română se bazează pe reviste literare. Dacă n-ar exista aceste reviste literare, n-ar exista viață literară. N-ar exista cărțile, de exemplu, n-ar exista solidaritate literară. Cărțile le scrie acasă, le ții în particular. Dacă n-ar exista reviste literară, nimeni n-ar ști că ai scos o carte. Nimeni n-ar ști care ar fi viața literară la un moment dat. Că e proastă, că e bună, asta este de la sine, înțeles. Fără discuție, peste 50 de ani, 100 de ani, se va cerne totul, va fi. Dar tu, ca istorie literară, să ceri desfințarea tuturor revistelor, să rămână doar câteva, mi se pare o aberație care o să fie atât, nu o înțeleg. Și a fost amendat de toată lumea. Se pare că era un pic de politică la mijloc, n-am să înțeleg. Se pare că s-a amestecat, avea nevoie de un asemenea ieșire public. Înțeleg că va fi de academie. Da. E o prostie. Vă rog să mă iertați. A făcut o palată. Dumneavoastră spuneți, în scris ați spus-o, că faptul că a ajuns să fim jenați de faptul că în fiecare județ ar trebui să fie o revistă literară, înseamnă că am ajuns rău. Foarte rău și... Nu asta a scris așa. Am văzut că ați scris chiar în acest număr de subiectul. Așa este. Literare. Eu nu înțeleg că... neapărat în fiecare județ. Acolo unde e posibil să fii pașterea locului. Acolo unde sunt oameni ca dumneavoastră. Asta este marea problemă. Trebuie să apară oameni ca dumneavoastră în fiecare județ, să apară în revistă literară. Astăzi nu mai faci, probabil că dacă... Dar nici înainte de 89, câte reviste erau înainte de 89? 20. Cam 20, cred. Nu știu dacă erau așa, dar să zicem că erau 20. Erau. Acum sunt peste 100. Da. Acum nu mai vine partidul să inventeze reviste. Partidul nu mai există, sunt partidele. Nici statul nu are niciun interes să facă reviste. De ce e nevoie de asemenea oameni? Și mereu am să subliniez asta. Inclusiv aici în... Domnul director. Nu, inventați o revistă literară. Avem și la bibliotecă revista Milescian. E o revistă de specialitate cu colaborări pe teme literare. Dar vedeți, mai există altă revistă? Dar parcă da. În afară de cea de la Huș, care este și nu este revistă. Atât. Eu am impresia că am greșit în acel text în care pomeneam de dumneavoastră, că nu știu de ce am avut impresia că Bernardul este la Galați. Așa am scris? Nu. N-am scris așa. A scris Bernardul Gerard Vaslui, a scris într-un recensământ al revistelor de cultură din țară pe care l-ați publicat în revista Argeș. Da, un recensământ, dar sunt peste 100 de reviste. Le citesc. O laudă a post-comunismului că a fost în stare, literatura română în stare, care, într-adevăr, a căzut. Scriitorul nu mai are statutul de înainte de 89, asta e
vede toată lumea, o știe toată lumea. Nu e nimic rău în a scoate și mai multe reviste. Eu, de exemplu, sunt un cititor din liceul la Azur. În timpul liceului scoteam o revistă. Nu una, șapte. Scream de mână, apropo de reviste literare. Deci am avut boala revistelor literare de când eram mic. Am în mintea mea toată presa literară și astăzi, vorba domnului profesor, citesc numai pe internet sau în majoritate reviste în PDF pe internet și iarăși nu are nicio importanță unde locuiești. Literatura română nu înseamnă București. Chiar dacă se acreditează vorba aceea, nucleul bucureștean, mai ales la România literară care face și desface, sau o conducerea unui scriitorilor, scriitorul trebuie să-și vadă de anul. Da, acasă scrie și Dumnezeu cu mila ce va fi mai departe. E vorba de promovare. Fără aceste reviste, cred că literatura română ar dispărea complet. Nu s-ar mai vedea deloc. Acum ne amăgim, acum vorbim particular, noi scriitori, noi cei care scriem, că încă supraviețuim acestor vremuri, încă mai existăm pe piața literară, spun că sunt pesimist pentru că noile generații nu vor să mai vadă nimic din istoria literaturii române, nu vor să mai păstreze nimic. Sunt ei, doar ei contează și nu mai literatura lor. Și mă bucur că sunt la această vârstă, nu vreau să prind un viitor în care literatura română să nu mai existe. Pentru că la nivelul, pare rău, bine că nu sunt mulți tineri aici sau nu sunt scriitori tineri, nivelul literaturii tinere este, de data asta are dreptate la Norescu, o voce cacofonică, atât. Nu depășesc un nivel de mediocritate care poate nu strică, dar nu are viitor și ne groază, efectiv, am scris chiar de curând un text, că după ce va dispărea generațiile astea noastre, inclusiv acelor care duc în cârcă reviste, pentru că tinerii nici reviste literare nu produc. Tinerii viitori, nu spuneți mie, avem Baiași Dacia literară, practic nu mai există. Nu mai este. Păi nu, dar am căput de da, la un rotine și care nu au făcut decât s-au îngroape. Da. Cât era Lucian Vasiliu, generația noastră, era o revistă normală, literară, foarte bine pusă la punct, mai ales la nivel muzeistic, era o valoare de patrimoniu. E foarte trist, spuneam că ne groază că, nu știu, 20 de ani, dar bine că eu nu mai am făcut asemenea vremuri, se vor trage obloanele literaturii române. Absolut... A dispărut cronica. Da, da. A dispărut cronica. A trecut-o pe copertă, dar nu mai... Este cronica veche. Cronica veche. Când a trecut-o pe copertă, era cronica aceea. Acum nu mai este. Dar cronica veche este. Cronica veche este. Da. Nu mai. Nu mai, pe asta spune. Nici cronica veche nu mai este niciun fel de cronică. E vorba de finanțare, da. Am înțeles. Asta că aveți norocul să puteți finanțare, din Consiliul Județean. Iar la nivelul cronicii să știți că poștul Valeriu Stancu a refuzat finanțarea Consiliului Județean Iași. Pentru că i-a zis că noi, dacă te finanțăm, o trecem că suntem la noi. Îți dăm salariul de la noi, treci salariat de la noi, etc. etc. El a refuzat asta și am gătat revistă. De ce? Asta e unul de viziune, de mentalitate. El e un bun scriitor, îmi pare rău că a ajuns să-l iasă. Dar, vedeți, mai există și o voie de scriitor. Dumneavoastră, până o v-ați construit, cum sunt atâtea alte reviste, adevărat. Da? Sunt și cei care groapă reviste și îmi pare rău, la nivelul
De altfel, a dispărut revista pe care o regret teribil, a apărut după Revoluție, Cuvântul. A fost reluat Cuvântul mai ales. Așa. O revistă excepțională. Am murit. Ca și cum nici n-ar fi fost. Asta ca m-am lungit, mă iertați. Felicitări, la mulți ani, ca multe la Europa. Eu vreau să-i spun domnului Iliu Astoiciu că noi aici prezentăm revista. Evident. Capătul celuilalt de țară, de la Motru, un om care mai bine de 40 de ani a trudit în presa scrisă românească și înainte de 89 și după, iată că a ținut să fie alături de noi, a ținut să fie alături de Badul Literar, de Gruia Novac. Domnul Nicolae Dragoș. Nu știu cât am ținut eu și cât a ținut dumneavoastră. Eu oricum am ținut prin mine, dar așa și vin cu mare bucurie. Nu pentru prima dată. Am amintit de prin 1980 și mai de mult, când de pildă, să spunem, Georgiu Petrescu, mare poet Georgiu Petrescu, care făcea un atelier literar, publica cu destulă frecvență pe un tânăr poet Angheluș, de la Buș, și-mi vorbea că știi că există la Buș un poet. Asta m-a ajutat foarte mult pe mine când am ajuns în situația, fără vrerea mea, să fiu numit, să nu m-am dus eu acolo, redactor șef la revista Luceafăr. Eu nevrem să mă duc. Asta e altă poveste și nu vă spun doar asta, pentru că aseară am fost condemnat să-mi scriu memorii. Și cum eu sunt încă tânăr, am fost să spun 100 de ani tot timpul, poate că le voi scrie. Dar dacă tot ați amintit de Georgiu Dumitrescu, citiți motoul de pe revista noastră, Sus în stânga. Da, da. Citiți-l tare, dar vă rog eu frumos. Prea tare nu pot eu. Doar vești rele mai aștept. E un vers din Georgiu Dumitrescu. Iar mă cu obligat să fac o paranteză. Eu l-am, admirându-l ca poet, citindu-l când nu era de citit, când am început eu facultatea, că libertatea de trage cu pușca, celelalte nu prea erau frecventate atunci, asta mai târziu. Așa am vrut să-l cunosc. Și l-am cunoscut după ce am scris, am ajuns pe la scârtea de metru, cronică. Avea un poem extraordinar, Câinele de lângă pod. Un poem extraordinar. Și nu se prea scria în vremea aceea, în presa cotidiană. Încă se strecurau numele de poeți și de autori. Mi-amintesc de pildă că, fiind Șerban Cioculescu, elev al liceului Traian, unde peste ani am fost și eu elev al liceului Traian și știam acest lucru, când am ajuns la Scântea Tineretul, la secția culturală, am vrut să a fost publicat pentru prima dată, apăruse deja început să primise libertatea pentru presa literară. Să publicăm și într-un ziar așa. Și am cerut, l-am rugat să scrie și țin minte foarte bine despre personajul istoric la un text. Și însu l-a scris. Dar atunci erau mulți oameni care lucrau la strung în redacție. Era perioada cenzurii. Și mai ales despre personajul istoric, erau păreri diferite. Și în redacție, dar și la cei care îți aprobau. Și a mai trebuit să se schimbe câteva lucruri din articol. Și de la secția de cultură, transmisându-se observații, că după aia erau foarte vigilenți atunci. I-au mai schimbat. L-am căutat, nu l-am găsit. Am spus și eu, Dumnezeu, să apare. Vreau să apare neapărat. A apărut și nu-l cunoșteam. Știam numai că a fost elev la liceului Traian. Și după aceea știam că mare scriitor, dar nu ne văzuse, nu ne știa. Și dânsul a venit
după ce a apărut acolo, să-și ia drepturile de autor. Atunci nu se trimiteau acasă, veneai la caseria care era pentru toate Casa Scânteii și semnai. Și, bineînțeles, anunțându-le de mine, l-am întâmpinat, l-am dus la caseria, semnat așa și atunci am spus și eu că a fost elev al Traianului. Și s-a bucurat în felul lui, dânsului și am curajul să-i zic, vă rog să ne scuzați că știți cum se publică acum și s-au făcut câteva modificări în textul dumneavoastră, probabil ați observat ceva. Dar nu-i nimic, zice. Venea atunci, zicea, nu-i nimic, dar sper că la următorul să nu vă mai dau de lucru. M-a întristat și a fost un moment cu totul deosebit. După aceea, sigur că am rămas în drum. Plecasem de la Geo Dumitrescu și am ajuns la Vasile. Așa. Cu asta, gata, nu mai. Dar totuși, să vă spun ceva. Aveam un prieten care vorba destul de dezinvolt la lansări de carte și la... Și vorbea foarte frumos. Dom'le, cum faci de vorbesc așa? Dom'le, eu vorbesc cel mai frumos despre cărțile pe care nu le-am citit. Pentru că n-am niciun motiv să am observații. Încât eu nu sunt în această situație. Pentru că un alt prieten al meu din Craiova, critic literar, colaborator al dumneavoastră, Marian Badu, care îi trimiteam cărțile că știam de când era student, mi-a spus la un moment dat că am publicat un text despre mine, nu despre mine, despre cărțile mele, despre mine, pot spune Badu. Așa, într-o revistă din Oltenia, zicește acolo un profesor deosebit, un prieten al meu, a zis el, așa mi-a spus, care publică și păi, dar publică despre mine în Moldova, pentru că acum suntem pe județe, nu mai... Nu, o să publice. Și mi-a trimis să reziste. Și așa am aflat pentru prima dată, nu pentru a doua oară, despre Gluia Novac. Eu mai știam despre Gluia Novac, mai vechi. Și am aflat că e un urmaș intelectual al lui Gluia Novac, care lucra lanțul de acela dinainte. Și acum am observat din revistă și cunoscându-l acum 2 ani, că și dânsul are obiceiul să rupă lanțele. Dacă e înlățuit, s-a folosit cuvântul prostie. Deci trebuie să rup mai multe lanțuri. E mai frecventă, din păcate. Și ne putreie, și că noi unii care credem că nu credem în păcatul acesta. Și rupe lanțul. Și de aceea revista mi s-a părut deosebit. În primul rând este, cum să spun, are o concepție încă pozitivă, favorabilă pentru cultura română. Nu crede că ea poate fi izolată într-un colț de țară. Și că e bine să lasem dialogul culturii cât mai multe voci care vin nu numai de lângă apa lângă care e casa ta, de la apele multe, la rezoarele multe care sunt ale României. Revenind la Lucian Frunteci, la revista dumneavoastră, eu atunci, mai tânăr fiind fără tot îndoială, și am reușit să-l mut pe Geo Dumitrescu cu atelierul literar, cunoscându-l la Lucian Frunteci, pentru că eu credeam că revista presă de tineri în primul moment și el avea o relație cu tineri. El n-avea internet, dar dialoga cu foarte mulți tineri, mai ales poezii. Nu există aici. Nu, dar asta vreau, de asta laud. Din țară, avea corespondență, primea scrisori, era așa și l-am... Și atunci ce am spus eu în redacție, unde n-am vrut să mă duc? Două lucruri am spus, fiind o revistă pentru tine. Că îi rog să se gândească că este posibil ca în redacția revistei va intra un tânăr cu câteva poezii. Și să le citească, să nu ignore lecturile, să gândească bine. Că e posibil ca acel tânăr să nu intre prin corespondență, să vină chiar el cu propria lui ființă în redacție. Să nu intre prin corespondență, cum a intrat, să spune, Eminescu la familie, l-a spus. Și că acel tânăr ar putea, e posibil să se numească Eminescu. Și să nu facem eroarea să refuzăm. De aceea eu cred, domnule Stoiciu, că e bine că sunt
reviste multe în toată țara. Și că n-a fost bine că erau puține atunci și ne fiind nici la guvern și nici la partid prea mult, n-am avut puterea să decid eu. Nici măcar azi nu am și asta mă îndurerează. Deci este foarte bine că sunt multe reviste. Chiar dacă să spunem, și de ce să spun că e bine? Pentru că revistele niciodată, mai ales culturale, nu le vor citi analfabeți. Nici măcar cei care știu carte unii dintre ei. Ei vor avea deja o selecție în lectură. Vor veni mai puțin către revistă. Și poate nu toți care vin înțeleg. Și poate nu tot ce se publică în reviste va rezista. Eu chiar știu, sunt convins că cel mai multe nu din semnături nu vor rezista în timp. Că Milescu spunea că se dă 10 scriitori la o jumătate de veac mari. Atunci ce-am face? Noi ăștia care suntem mai mici ar trebui să ne refuzăm incapacitatea, imposibilitatea noastră de a scrie. Pentru că asta e o chemare. Asta nu scrii că vrei. Scrii că nu poți să nu scrii. Dacă nu știi tu care e înălțimea la care sar cuvintele tale, dar dacă ele te deamnă să le spui, le spui și lași ca alții să judeci. E o bucurie că domnul Gruia Novac, un profesor desăvârșit, un gânditor, un om care vine întotdeauna din lăuntru unei literaturi cunoscute și trecute prin filtrul propriei gândiri, are puterea să-și construiască fraza, expresia, judecata pe care o are asupra creației pe care o comentează. Are fermitatea de a spune nu și atât cât am citit, greșește rar când spune nu și de multe ori când spune da, argumentele pe care le aduce sunt convingătoare. Eu vă spun că citesc câte reviste mai ajut în satul meu, mi se trimit, sunt și abonat la unele, citesc tot, dar uitați de pe multe recenzii și cronici despre poezie, eu le citesc în două chipuri. Văd unde sunt ghilimele și unde comentatorul dă citate din poetul despre care scrie. Și caut să citesc întâi acele citate. Și dacă citatele, textele desprinse din poet, care sunt mai multe într-o cronică, nu spun nimic sau realizez că ele vine dintr-o zonă unde drumul până la respectul față de cuvânt și la păstrarea misterului muzical al poeziei, chiar și poezia universală, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă în lăuntru ei un ton, ceva care te duce ca pe un rit, care nu te lasă să ajungi până la capăt. Și de aceea, de pildă, citesc cu interes poemele domnului Stoiciu, care nu sunt întotdeauna foarte scurte, dar sunt cu totul impresionante, te iau pe valul lor și simți că acolo se zbucimă un suflet, că există un autor autentic care vrea să comunice. Am dat exemplu că l-am în față, dar sunt mai mulți autori care te îndeamnă la ce. Încât faptul că dumneavoastră mi-ați dat seama că vă selectați și mai sunt și alți critici pe care știți unitate poezie foarte interesant, dar nu legăm în note, mă îndemna să citesc întreg textul, pentru că în primul rând selectați versurile care îl certifică pe un autor ca poet, este mare lucru. Aveți deci intuiția valorii. Pentru că nu e suficient să vorbești despre valoare și să nu știi să intuiești valoare. Deci am spus colegilor mei de la Luceafărul de atunci ca să se gândească că s-ar putea să intre un Eminescu să ne fugi. Și am mai spus un lucru care nu l-aș mai recomanda acum când apar atât de multe reviste. Nu știam care e viața literară, nu știam că voi rămâne eu la Luceafăr. Și le-am spus un singur lucru. S-ar putea ca în anii când mai rămân să public și eu o carte, două, nu știu câte voi putea să scriu. Am o singură exigență. Să nu se scrie un rând în revista pe care o conduc, cât voi fi redactor șef. Și pe cât posibil am rugat, dar asta nu putem să-i oblig, dacă sunt angajat la Luceafărul, să nu scrie despre mine în altă parte.
nu mi venise mie ideea asta. Citisem undeva că Liviu Rebreanu, când a făcut o, o publicație ca director de revistă, în altă epocă istorică, ceruse acest lucru. La el, despre el, marele Liviu Rebreanu, să nu se anunțe în revista în care lucrează, decât cel mult numele care a apărut și lui o carte, adică numele autorului și titlul cărții. Era o treabă de moralitate. Acum, sigur că unele reviste se fac într-un cer mai restrâns și este foarte greu să ai o asemenea pretenție. Dar iată că domnul Vruia Novac a găsit soluția. Să nu limiteze la un spațiu restrâns și să se limiteze, să aducă din toată țara și materiale foarte, foarte interesante. Eu revistă bună care are șansa să reziste și cum am convenit cu domnul Vruia Novac că la 90 de ani ai dumnealui să ne vedem, eu îi doresc să apară revista până vă face restul 90 de ani și eu să vin din urmă și pe urmă îl invit când fac eu 90 și să nu cumva să nu-mi răspundă invitația. Vă rog pentru să pentru cei mai tineri, poate nu spune extraordinar de mult numele Nicolae Dragoș. Biblioteca Județeană Vaslui are colecția revistei de Ceafărul, are ziarul Scânteia Tineretului, ani și ani, vorbim de anii 60-70. Dacă vreți să vedeți cam cum trebuia să faci balet ca să publici ceva autentic, studiați acele ziare și să vedeți că nota e, trebuia dată din redacție. Trebuia să fie un om acolo cu mintea limpede, să intuiască ce este bun și să-l facă scăpat spre public pe un autor care, într-adevăr, avea talent. De la Bacău, mai aproape de noi, doi prieteni dragi și buni, domnul Viorel Savin, care a ținut să fie prezent alături de Gruia Novac și alături de revista Badul Literar. Vă rog, de la noastră. Ca să fiu original, să fiu deosebit față de ceilalți, am venit de la Bacău la domnul Gruia Novac, întâi. Am adus câteva cărți pe care le-am scris cu așa cum am putut eu. Despre unele a scris dumneavoastră și ca să puteți să le citiți, am pus și o sticlă cu șampanie. Vorrei la mulți ani de lucruri. Vreau să spun și tu franțuzească, ca să am mulți ani fericiți. Asta-s pentru mine? Cred că să-l iau înapoi, nu? Atunci, vă rog frumos să-mi spuneți cât mă costă. V-am adus și Nicienea, o grafică de-a lui Nicienea, un album. Asta nu. V-am adus niște teatru, v-am adus niște publicii, chestii genoase. Da, să le ascund, bă, da, prost. Nu este puțin lucru pentru mine să mă aflu aici, în fața domniilor voastre, pentru că nu numai ceea ce au vorbit cei dinainte m-au impresionat și m-au pus în postura să îmi regândesc din nou ființa. Oamenii care au vorbit până acum sunt oameni excepționali pe care îi iubesc, chiar dacă nu le-am declarat, pentru că nu poți întotdeauna să faci acest lucru, dar sunt oameni pe care i-au apreciat pentru activitatea lor dinainte. Ne aflăm aici din pricina unui om, din pricina domnului Gruia Novac. Și din pricina lui Cezar Ionescu. Întotdeauna m-am gândit ce este mai important într-un loc. Masa care constituie locul acela, adică zecile de mii de persoane din Bârlad, sau o persoană care face ceva, care propune ceva. Și, și. Am trăit de-a lungul vieții mele, care nu este nici extrem de scurtă, tot felul de experiențe. Dar cea mai neplăcută experiență a mea, să nu se supere cei care nu vor fi de acord cu ceea ce spun eu, pentru că principiile pot fi diferite, dar dați-mi voie să am eu felul meu de a gândi. Cea mai neplăcută impresie și cea mai neplăcută senzație
pe care am trăit a fost în prezența maselor, în prezența grupurilor. Grupurile care erau dinamizate de tot felul de impulsuri, care nu sunt întotdeauna cele mai nobile. Noi ne-am învățat să spunem, și așa am fost învățați pe vremuri, că masele fac istoria, nu-i adevărat. Este ca și cum aș spune că dacă un terorist aruncă în aer barajul de la Bicaz și apele rar, Bacău și toată Valea, este ca și cum aș spune, apele au distrus totul. Nu. Ăla a distrus totul. Este ca și cum aș spune că bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki au făcut istoria poporului nipon. Nu. Cei care au decis să fie aruncate acolo. Deci, din punctul meu de vedere, individul este cel mai important. Individul care reușește să lupte cu masele acestea, care întotdeauna, dumneavoastră, ați observat că prostia și invidia coagulează instantaneu în prezența inteligenței și în prezența celor care vor să construiască. Dintotdeauna am iubit oamenii care au vrut să construiască, au construit și, firește, am urât cu roșinia și prostia. Nu puțin lucru a fost pentru mine pensionar, autoexilat undeva la un car, să mă trezesc în 2006 cu cineva la poartă, care aici stă domnul Savin. Da, o persoană pe care nu o știam până atunci. M-am dus la poartă, eu sunt profesorul Gruia Novac de la Bărlad. Am rămas extraordinar de plăcut surprins. Am avut o convorbire mai mult sau mai puțin lungă la mine pe prispă, pe terasă, acolo. Și mi-a spus atunci ce dorește să fac. Nu puteam să nu răspund invitației acesteia. Și de atunci, admirația mea față de Gruia Novac a crescut. Pentru că Gruia Novac a reînviat locul în care pentru mine, și sentimental vorbesc acum, au existat și încă există acolo Cezar Ivănescu, există Dan Ravaru, nu l-am mai văzut de vreo 30 de ani. E aici, din Vaslui. Cristian Simionescu, un poet extraordinar, s-a dus. Și cu un loc acolo, ca Bârladu, un loc cu profunde rădăcini, nu numai istorice, și de cultură. Și acolo cineva a trebuit într-o bună zi să spună că trebuie să facem ceva, pentru că trebuie să fac ceva, sunt convins că a spus, pentru Bârladu. Și acesta a fost Gruia Novac, care a avut și înțelepciunea, ideea aproape genială, să lege numele revistei de un poet care atunci era în perfectă expansiune, îi spun eu, un om recunoscut de toți, chiar dacă unii nu sunt de acord cu anumitele ieșiri sau reacții contundente ale lui Cezar. Dar ăsta era Cezar, era atât de sincer, era atât de încrezător în ceea ce face și în ceea ce vrea el să facă, încât nu-l puteai acuza. Vorbeam de mase, mi-aduc aminte acum. Vă spun o poveste și eu închin acum al lui Cezar, care mi s-a întâmplat. A fost eroul, eu, Cezar, încă un om din această zonă, Octavian Stoica, cel care a scris Cartea de Legurii din Bătrâniu, o carte superbă despre gastronomie și așa mai departe, era tare moral. Și dacă ceilalți au povestit despre experiențele domniilor lor, fac și eu o mică acoladă și vă povestesc aceasta dedicată lui Cezar Ivănescu, cel care a inspirat numele revistei. Eram student la Iași, la Căminul 30 decembrie, seara, târziu, erau luminile numai de la ferestrele căminului, așa, și am auzit strigete de spaimă. Am sărit la ferestre și am văzut că erau un tânăr și o tânără. Ce se întâmplă? În perioada aceea, între studenții din Iași și muncitorii din Iași, încă nu mi-am explicat de ce,
au existat și începuseră să existe fricțiuni teribile. Când noi, studenții, ne duceam la baluri, la sărbătorile lor, bineînțeles, ieșeau, iertați-mă, doamnelor, cu bătaie. Pentru ele? Doamne, între studenți și ei. Nu reușea să comunicăm unii cu alții. Ei, ce se întâmplă? Tânăra și tânărul acela fugiseră din Copou. Pentru că încerca să fusese agresate de trei indivizi. În momentul acela, nu știu cine, a spus să-i ajutăm. Am coborât cu toții în hol, portarul a încheiat ușa, s-a așezat cu spatele în ușă și nu ne-a dat voie să ieșim. Și am ieșit cu toții pe ferestru. Bun. De la 30 decembrie au plecat, vă dați seama, 150-200 de studenți noaptea, alergând aiurea, pentru că nu știai după cine trebuie să alergi. Eram cu Cezare Vărescu, țin minte pe Cezare Vărescu, era în Târlici, alergam frunte cu Tavi Stoica, și la un moment dat, fără să-mi dau seama, mi s-a părut că unul dintre cei trei a sărit peste un gard. Și am spus, pe aici, luați-l. Și vreau să vă spun că am încremenit în sine. În spatele nostru, dintr-o dată, s-a făcut gol. Toată masa aia de studenți au luat-o peste gardul din dreapta și s-au dus. Și rămăsese cu Cezar, cu Tavi Stoica, cu Octavian Moraru înainte. Astea sunt masele. Masele pot fi manipulate extraordinar de ușor. Dar pot fi manipulate în bine de indivizi, dacă există, precum Gruia Novac, și care, cum să vă spun, m-a manipulat și pe mine, m-a adus astăzi aici, ca să vă plictisesc cu ce v-am spus. Vă mulțumesc încă o dată, domnul Gruia Novac, un alt băcăuan care s-a lăsat manipulat de Gruia Novac și care a acceptat să fie colaborator al revistei Badul Literar, nimeni altul decât Petru Isaccu, redactor șef al revistei 13+, Bacău. Vă mulțumesc, domnule director, mulțumesc, domnule redactor șef. Cam redactor șef. Direct în subiect intră. Este o revistă cu personalitate. Este o revistă adresată, în primul rând, intelectualilor, tuturor categoriilor de intelectuali. Nu este strict orientată spre scriitori. Deși este multă poezie, nu sunt neglijați scriitorii, nu sunt neglijați nici criticii literari, dar scopul revistei este aceasta. Și exprimă, aș spune eu, foarte bine starea de spirit al locului. Un loc neglijat, aș spune eu, de restul intelectualității românești, dintr-o prejudecată, realmente dintr-o prejudecată, există prejudecată, nu discutăm acum că nu avem timp, a relației centru-margine, și există o superioritate nu întotdeauna confirmată de către cei care locuiesc în centru. Este cunoscută treaba. Ei, o asemenea prejudecată a eliminat-o. Sigur că e pertinentă întrebarea de ce noi, cei doi nebuni, ne-am explodat și a fost bună întrebarea pusă de lui după 89. Pentru că înainte, pur și simplu, nu aveai ce să răspundea cu nu. Chiar dacă erau un Geo Dumitrescu sau mai ales, să zicem, o critică literară unde, spre care tindeam eu, că nu știi niciodată în critică dacă ai atins pragul necesar. Deci, reluăm, această revistă creează un orizont de așteptare. Nu are, după mine, complexe de inferioritate. Nu are complexele de inferioritate pe care le au unele reviste. Se integrează cu eleganță, aș spune eu, în peisajul național, pentru că Gruia Novac este cunoscută de la Cluj, la Oradea, la unde vreți, Argeș, Bacău și așa mai departe. Este cunoscut pentru acribia lui, ideologică, este cunoscut și recunoscut pentru erudiția lui. L-ați auzit, probabil, recitând. L-am auzit de multe ori când am ajuns cu plăcere la bârladul pe care îl iubește necondiționat. Nu văd nimic rău faptul că sunt, să spunem, trei centre culturale și chiar am discutat Huși, Bârlad și Vaslui.
Nu, eu nu văd rău nici contradicția, conflictul. În afara sărilor conflictuale, o cultură nu poate exista și polemicile sunt absolut necesare. Ce poate că ar trebui să aibă mai mult și 13 plus și toate revistele consacrate, dacă vreți, hai să spun Ateneul de la Bacău, ca să nu umplu în altă parte, poate ar trebui mai mult spirit polemic. Intelectualitatea noastră trăiește o frică de a spune nu. Trebuie reînființată instituția nu. Trebuie să ne întoarcem la Maiorescu, în contradirecții din cultura română, articolul ăla de fond. Ne este frică, deci căderea pe care a constatat-o și excepțional discursul domnului Preanu Vac, doar literatura poate salva literatura. Dar cum? Spunând, având curajul să reînființăm instituția nu, să includem, dacă vreți, ierarhia valorilor și să nu existe supărare. Nu înțeleg de ce se supără un preopinent, un scriitor de-al nostru, când cineva îi spune că uite că ai greșit aici și că ar fi trebuit să spui altfel. Da, ar fi trebuit să spui altfel. Este o revistă minunată și, nu în ultimul rând, îmi place această empatie, această prietenie. De fapt, noi depindem mult, mult de dumneavoastră, adică fratele nostru, cititorul, nu este o simplă metaforă bodleriană, este o realitate. Și aici, da, să știți că asta e sarcina tuturor, fie profesori, fie părinți, fie scriitori, să facem tot ce putem să-i atragem pe cei tineri. Și aici, ca să-i fac și o observație când merită, nu are nici în stânga, nici în dreapta un tânăr, doi aici, lângă viitorii redactori. Și n-ar trebui așa? Putea, dar era mai bine o tânără. Domnul, e tânăr, sigur, e tânăr, nu? Dar bine, și domnul Regn, ai dreptate, da, probabil va fi viitorul redactor, ce zicem. Spuneți-mă, rog, că tot ați greit, de ce Baudelaire își numește oare cititorul fățarnic? Fratele? Ipocrit. De ce îl numește? Ipocrit, fățarnic. Da. Pentru că ipocrizia face parte din ființa noastră. Depinde de traducere. Da. Face parte, ipocrizia face parte din ființa noastră. Ea nu trebuie să... Viciile nu trebuie să dezavuate, cum facem noi. Vorbea Savi mai înainte de ce vicii spunea eu, Savi? Da, invidia și nu știu cum. Astea sunt constructive. Sunt câtă invidia, atâta spirit creator. Depinde. Da, e frumoasă parafraza. Mulțumesc din toată inastația, așa că rămân și eu dator aici. Eu am venit cu Cioran. Auzi cu ce l-am provocat eu? O cheamă Savin, să știu. Eu am venit cu Cioran ca să te... Toate că posibil să mai în bibliotecă, da? Da. Jurnal, da. Ca... Oricum vă mulțumesc frumos, dar da. Să da. Fac și eu o glumă. Mai bine decât Cioran, mai bine vrea spun Ciolan. Erai teribil, dar de unde mă Ciolan? Da, felicitări din toată inima, chiar din toată inima. N-am știut ce să iau, trebuia să iau o carte, am zis că nu-l are pe Cioran, zic că caiete. Dar uite că are tot. Nu poți. Ce să fac? Da, ce să spun? La 85 de ani o să țineți minte și veniți cu un but din ăla de port. Bă, chiar am vrut, așa am să vin, să știi că ne bucurăm. Din toată inima, felicitări și de ce să mai discut? Alunii prea mult la tine, da. Deci, n-aveți în stânga și în dreapta câte un doi redactori șefi adjunct. Începând de mâine ne-am lucrat de o dată. Pentru că aveți tine. Asta, după cum ați văzut pe afișul pe care Biblioteca Județeană l-a pregătit, astăzi, pe lângă revista Balul Literar, mai avem două cărți, semnal, lansarea două cărți, autor, cel care un pic mai înainte își mărturisea din pățăniile pe care le-a avut la revistele de cultură din România. Domnul Nicolae Dragoș, chiar dacă are un pic peste
vârsta 18 ani, este extraordinar de prolific și ca atare apare pe piață cu două lucrări foarte recente. Una din ele a apărut în urmă cu o săptămână și ceva. Abia am avut timp să o primim ca să o scanăm, măcar să o punem pe afiș. Ca atare, Gruia Novac vă va face o scanare rapidă a poetului Nicolae Dragoș. Foarte rapidă. Spre bucuria dumneavoastră, eu mi-am spus două vorbe pe hârtie, dar și cu un titlu. Învingem vremea și vremurile. Scriam odată despre Nicolae Dragoș. Mai așteaptă timpul în stare să se bucure real de dispariția indiferenței și a circumspecțiilor. Poate vă mai aduceți aminte că am scris așa despre dumneavoastră. Vremurile însă din totdeauna au fost acestea. Cu destule volume peste 30, poetul rămâne totuși același intolerant cu sine, drapându-și parcă prezența între semeni relativ asemenea, cu un vers și modest și resemnat oleacă, care, deși a scris odată, parcă l-a repetat mereu. Mai rar văzut și nevăzut mai des. Un fel de autoportret. Și iată pe Nicolae Dragoș, nearătându-se mirat că se află în breasla scriitorilor, dar nici nu se entuziasmează că se află acolo. Și în 2019 s-a refugiat, iarăși ca și în alte dăți, în lumea celor care nu cuvântă, plină cu ființe personaje, care, vorba domniei sale, merită emoția gândurilor și căldura inimilor omenești. Ne-a dat astfel ultima călătorie a lui Ulise. E înscrisă chiar pe afiș. O să vedeți. Ultima călătorie a lui Ulise. Ne-a și oferit cărțile mie acum câteva zile în urmă. Carte în care doi urmași ai lui Izdreanță, îl cu ochii de faianță, Ulise și Nero, își spun povestea lor din prima zi până când, și aici îl citez, au venit câteva stele să te poți uita la ele când pornești pe noi cărări să îți fie lumânări. Altădată a riscat întocmindu-și singur o antologie de poezii de vreo 327 de pagini, Călător spre nevăzute umbre, în 2009. Acum a acceptat truda responsabilă a domnului Zenovie Cârlugea, care a selectat, după criterii firesc subiective, 101 poezii, volum antologic apărut la editura Academiei Române. Ni se spune că poemele sunt decantări de gând curat și suflet românesc. Așa și este. Fiindcă versul lui Nicolae Dragoș comunică și se comunică, unii își amintesc de Tudor Vianu în clipa asta, cu mai multă formă de predestinată pătrundere, după credința antologatorului. E adevărat cu asupra de măsură. Lângă felicitările mele pentru cele două cărți, adaug pentru dumneavoastră, dar și spre surpriza autorului, și o frântură de argument pe care vreau să-l ascultați cu atenție, el relevându-l pe semănătorul de cuvinte Nicolae Dragoș. Și în felul acesta o să vă citesc argumentul, îl numesc eu, poezia Roata, pe care o să o găsiți dacă o să intrați în posesia volumului, la pagina 120. Și vă rog să o ascultați cu atenție. Mai vine o seară, mai asfințește un gând. Roata la moară macină totul la rând. Aceleași boabe de grâu,
stai în făină ca în zăpadă, până la brâu, până la brâu. Apa în scocuri tremură în clocot și numai tu, și numai tu știi ca din piatra mereu rotitoare să faci să sune bronzul din clopot. Altul la rând, altul la rând, altul, nici măcar o lacrimă nu plânge în altul. E greu să găsești cele mai reprezentative versuri. Așa a văzut Gruia Novac. Pentru câteva minute vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul autorului să văd ce vă propune domnia sa ca versuri reprezentative. Da. Ne citeați un poem. Lăsați că... I-am spus ce așa și așa atât de frumos încât ce mai pot spune. Eu am adus câteva versuri, așa sunteți foarte mulți. Dar aș vrea, nu știu unde sunt, că l-am adus eu. Găs aici, în bibliotecă. Să-mi aducă doar câteva cărți, să le am în față. Că eu nu știu versurile mele niciodată, dar am uitat și pe ale altora, dar pe ale mele. Da, sigur, mi-a dat Dumnezeu viață mai lungă și cum am negociat, am spus că dacă tot mi-a dat ce mai e până la 100, nu-l costă mai nimic, așa că eu mai sper să mai adaug așa spre bucuria prietenilor mei, că eu vă mărturisesc sincer, am numai prieteni. De asta eu, să știți, că întotdeauna zâmbesc, surând, sunt vesel, pentru că nu-mi face nicio plăcere să-l fac o bucurie dușmanilor mei văzându-mă plângând. Plâng numai din când în când în poezie. Numai din când în când în poezie. Acolo, da, așa se întâmplă. Acum, ca ce dumneavoastră, ce știți cu ele? Da. Păi asta vreau să fac, că nu pot face mare lucruri eu, dar am câteva datorii ca să vă fac de cei așa. Mai am pentru domnul Stoiciu, pentru că întotdeauna poeții trebuie pedepsiți și confraților să le dea poezii să le înțească. Le pot face o bucurie. Domnul Stoiciu, sunt convins că să avea o bucurie. Nu vă dau de două ori, că sunt convins că vă o rugat dumneavoastră și pe doamna să o citească. Să știți că este o colecție invidiată de toți scriitorii români. E vorba de editura Academiei Române. Da. Da. N-am cerut de secret. Așa. Tot dumneavoastră, că mulțumesc. Numai un an nu vă dați seama ce-i cu mine, că am scris vreo 50. Asta vă rog, da. Asta pentru copii. Așa. Nu e... cum spunea Arghezi. Arghezi n-a scris poezii pentru... Da, corect. Sunt pentru toate vârste. Iar pentru cei foarte în vârstă, cu siguranță că atunci dau și ei mintea copiilor. Dar eu mi îngădui să o dăruiesc pe aceasta și la cei care au orice vârstă, pentru că e vorba, de fapt, despre viața omului. Deși personajele sunt doi câini. Eu nu pot vorbi despre asta. Și mai sunt câteva să mai dați la sală. Acolo, care... Oferiți dumneavoastră la întâmplare. Din asta nu mai... N-am de multe acum. Dar mai sunt câteva acolo. Acum, în legătură cu asta, atâta cu asta închei. Eu am cumpărat, vă mă 50 de cărți. Cam socotit eu. Mai îmi dădeau și 30 și 20. Cam atâția prieteni aș avea să le dau. Dar m-am bucurat că scrie la sfârșit. Cine dorește să achiziționeze volume din ciclu 101 de poezie, în care au fost 49 de autori până acum, deci nu așa, pot să se adreseze Academiei și să dăm carte și adresa respectivă. Ceea ce voi face și eu în curând, pentru că pe acele 50 deja nu le mai am. Așa încât eu cred că, nu știu ce tiraj au ei, dar eu cred că voi cumpăra eu tot tirajul. Mai e una aici. Și știți cum se spunea, că tot cita domnul Stoiciu la un moment dat,
un trecut. Citește-o și dă-o mai departe. Mulțumim tare mult pentru cititorii Bibliotecii Județene. Noi avem deja în colecții cele două lucrări. Atunci când doriți să le consultați, cu mare drag. Dau cuvântul domnului, și-a exprimat dorința de a spune câteva cuvinte, domnul colonel Focșa. Veniți aici. Aici trebuie neapărat. Poțiți, domnul colonel. Stimați participanți la această frumoasă activitate de suflet. Meseria mea este meseria armelor. Dar citind într-unul din aforismele lui Cervantes, care se venea la un moment dat, când glasul armelor nu poate fi acoperit decât de spiritul interior, dumneavoastră sunteți lideri. Și dacă lumea ar fi condusă de către dumneavoastră spiritorii, noroadele se vor bate în litere, în idei. Iar dumneavoastră, iar armatele, vor fi desfințate. În același timp, domnule profesor, vă rog să-mi permite să vă urez bine seara. Să vă mulțumesc, urez Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. Faceți parte, în punctul meu de vedere, din cei care reprezintă rezistența națională. Rezistență prin cultură și prin credință. Că dacă astea două sunt realizate, cele trei elemente fundamentale ale denumirii noastre în acest areal geografic al grădinii Maicii Domnului, dragostea de țară, mamă și credință, sunt îndeplinite. Stau în același timp și mă gândesc undeva la 400 de kilometri sud, de aici, în orașul Bucur, este cea mai mare concentrație de loaze pe metru pătrat. Dar mă uit aici în sală și văd cea mai mare concentrație de materie cenușie pe cel de metru pătrat. Vă rog să-mi permiteți să vă dea bunul Dumnezeu sănătate și tot ceea ce vă doriți. Iar dumneavoastră, domnule profesor, așa cum ați spus la un moment dat, că patria română se întinde acolo unde sunt oasele mai întași ca noastre. N-am spus, un Nicolae Iorga a spus. Eu vă spus să parafrazat dumneavoastră. Sper că la următoarea activitate pe care Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Vătăpinde o va desfășura în Basarabia, adică în România dintre Prus și Nistru, să mă invit și pe dumneavoastră. Adică la mine acasă. La Prodănești. La Prodănești. Pe tot. Pentru cei care nu cunosc foarte bine peisajul cultural al județului Vaslui, aș ține să fac câteva precizări. Și în Vaslui există oameni cu carte, oameni care știu extraordinar de multă literatură și nu numai, oameni care sunt prolifici, ca și cei din Bârlad, ca și cei din Motru, ca și cei din București, Iași sau Suceava. Mă refer aici la domnul doctor Lupu, mă refer la Lucian Lefter, mă refer la domnul Praxiu, la Laurențiu Chiriac și alții care au ales să trăiască în Vaslui. Sunt și colaboratori revistei, dar în primul rând sunt veniți în această sală în calitate de prieten ai revistei Badul Literar și al lui Gruia Novac. Domnul profesor Teodor Praxiu. Pe scaunul cu ghilotină. Nu, are o excepție. Dragi vasluieni și stimați invitați. E o bucurie pentru mine că mă aflu aici. Nu mă așteptam, recunosc deschis, să avem atâția invitații deosebiți. Vreau să spun pentru spiritele mai puțin prevenite din sală că în această incintă avem câțiva scriitori foarte importanți. Eu de la dreapta la stânga, poetul Nicolae Dragoș, foarte bine cunoscut, domnul profesor
universitar doctor, domnul Scarlătescu, prietenul Vasului, domnul Ior Savin, dramaturgul cunoscut bine de noi, profesorul și editorul de revistă Petre Isachi. Despre toți aș putea să spun câteva cuvinte, nu mai vorbesc de impetuosul Liviu Ioan Stoiciu, combatantul pe frontul literaturii Liviu Ioan Stoiciu. Încep de la stânga la dreapta. Domnul Petre Isachi, am avut onoarea să particip la o lecție demonstrativă cu universitari. Acolo se afla și Nicolae Crețu, la clasa 9, la un liceu Băcăuan, în care domnul Petre Isachi a făcut o demonstrație strălucită, după opinia mea, de ce înseamnă să predai la o clasa 9, o clasă de, hai să zicem, începători, de lingvistiți, o lecție de lingvistică structurală. Foarte interesantă această lecție, care a întâlnit lungi. Deci este o ocazie, a fost o ocazie cu totul specială pentru noi. Însă n-aș vrea să vă mobilizez atenția cu aceste detalii. Vreau să vă dau cuvinte despre sărbătoritul nostru, Guia Nova. Cu, în 1935 s-a produs o mare nenorocire, s-a născut Guia Novac. Pe 22 noiembrie 1963 s-a produs a doua. A fost asasinat John Kennedy, după cum știți. Așadar, îmi place să spun așa ceva, fiindcă sunt și eu la un moment dat legat de un asemenea episod. Petrușa Andrei de la Puiești, scriitorul, s-a născut la 1 iunie. A spus o dată la 1 iunie 46, s-a produs două nenorociri, s-a născut Petrușa Andrei și a fost împușcat mareșalul Ioan Antonescu. A fost amintit aici în sală data de 27 noiembrie, peste 5 zile. În 27 noiembrie s-a născut Liviu Rebran. 27 noiembrie 1939 s-a născut Nicolae Manoscu, președintele Unii Scriitorilor. 27 noiembrie 1940, exact, peste un an, fără nicio zi diferență, era asasinat marele Nicolae Iorga de legionar. Fac această precizare, fiindcă o legionar cu față umană mi-a spus că nu legionarii l-au asasinat, pentru că legionarii când asasinau, rămâneau pe loc și așteptau organele statului. El susținea cu această teză că nu legionarii l-au asasinat pe, pe Nicolae Iorga. Guia Novac, contemporanul nostru, este o personalitate polivalentă. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre fațetele acestei personalități culturale. L-am cunoscut ca profesor, Guia Novac profesor. Am avut privilegiul să îl inspectez la clasă, la faimosul Colegiu Național Ion Gheorghe Codreanu, acum 18 ani. Vreau să vă spun că Guia Novac, domnule, nu preda, el oficia ca un sacerdot și ca un actor în sensul bun al termenului. Avea o clasă cu majoritate de fete, majoritar fete, și el, pur și simplu, m-a uimit această particularitate, nu știutuia elevii. Le vorbea cu dumneavoastră într-un stil protocolar, cu o voce baritonală inconfundabilă, repet, el oficia un spectacol didactic cu elevi de clasa 12-a. Ia o plăcere să-l vezi pe Guia Novac în postura de profesor. L-am cunoscut, de asemenea, ca scriitor și publicist în cele mai diverse ipostaze aici și ca editor al acestei reviste, în adevăr, cu totul deosebite, fiindcă este o personalitate carismatică, Guia Novac, este, de asemenea, ca o altă fațetă, actorul și animatorul. Puțin știu că Guia Novac a jucat pe scenă. Oricând vă poate recita memorabil celebrul monolog al lui Ștefan cel Mare din Apus de Soare de la Vrancea și făcut-o. El este un susținător, a fost, este și va rămâne, un susținător fervent al scenei bărlădene, care i-a dat și un fiu actor, Guia Novac Junior, s-a stins, din păcate, prea devreme acest talent incontestabil, l-am văzut în nu odată în spectacolele bărlădene,
Lui Alovac însuși este prin structură psihosomatică un actor și un histrion în viața publică. Trebuie apreciat ca atare. L-am cunoscut pe Lui Alovac lansator de cărți. Este un vorbitor atât de bun încât celebrul teatrolog Valentin Silvestru a spus odată și domnul Voia și amintește, domnule, sunt nedumerit, îi spunea marele vorbitor, la rândul lui, oratorul Valentin Silvestru, îi spunea, nu sunt nedumerit, fiindcă nu știu bine, scrii mai bine decât vorbești sau vorbești mai bine decât scrii? O dilemă a teatrologului. Voia Novac a fost un neobosit prezentator de spectacole artistice. El a prezentat, sunt convins, sute de spectacole în acest Tocos județean. Este, de asemenea, omul public, am putea judeca pe omul public, Voia Novac, omul în societate, l-am putea vorbi despre eul personal, eul creator al lui Lui Alovac, despre soț, tată și bunic. Și vă mai spun că, după opinia mea, fibra basarabeană din structura psihosomatică a lui Lui Alovac nu s-a dezmințit niciodată. Din când în când, el ne reamintește că vine din acest spațiu cultural, care e tot românesc. Totdeauna ne spune cu mândrie că s-a născut în satul care s-a născut Alec Rousseau. Ceea ce este formidabil, a zice eu, o conjuncție a destinelor acolo. În fine, am putea vorbi de oratorul Groia Novac. Dacă Groia Novac ar fi avut șansa să trăiască, să lucreze, să muncească în Senatul Roman, sunt convins, ar fi fost un orator la fel de faimos cum a fost Cicero. Marele Cicero, care lansa filipicele lui celebre în Senatul Roman și care, inversând judecata, n-a avut șansa să-l cunoască. Asta e oprea pe Roman să vină în Dacia. Poate că e oprea. El chiar reușea. Domnul citesc, acum de-aia spun de Cicero. Tocmai citesc o carte excepțională. Filipicele lui Cicero, volumul 1, 6 Filipice, traducerea realizată de doamna Mihaela Paraschiv de la Catedra de Limbi Clasice a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, volumul al doilea va apărea probabil anul viitor. Domnul, văd acolo pe cu ce se luptă Cicero, uimitor. Cicero contemporanul nostru. Așa cum a spus Ian Cot, Shakespeare contemporanul nostru. Cu ce se luptă? Cu legea. Legea cum este răstălmăcită. Cicero vorbește de acum 2000 de ani, de abuzul de putere, despre interpretarea legii, despre răstălmăcirea legii, despre portițele de evaziune de la lege. Extraordinar discurs. Ei bine, așa cum Cicero este contemporanul nostru, mai abitiv îl socotesc pe Groia Novac, contemporanul nostru, acest spirit polivalent, acest spirit de neobosit. Și închei, fiindcă este un mare orgolios, închei spunându-vă, cu ani în urmă, într-o pagină întreagă de ziar județean, maestru Groia Novac, desfința în ghilimele intelectual Consiliul Local Bârlad, se delimita și de perioada tinereții lui ofițerești. Și încheia această diatribă, această filipică, cu o vorbă memorabilă, pe care o reproduc acum. Orașul trece, eu rămân. Vă spun și acum dumneavoastră, Bârladul trece, Groia Novac rămâne. Colegul nostru, Lorențiu Chiriac, de la Muzeul Județean Maslăi. Domnule, era foarte interesant.
Aici, ce în față? Nu, aici. E foarte scurt până ajung acolo deja de mult. Vrem să spunem că, dincolo de amiciția care ne leagă, constat cu plăcere, atunci când citeam și eu acea pagină de ziar, că nu numai că Vârladul trece și eu rămân, dar am nostalgia faptului că deja Vârladul nu prea mai e și Gruia Novac încă rămâne. Știu preocupările și mai ales frământările, neliniștile și chiar durerile interioare ale lui Gruia Novac atunci când a pus germenii acestei reviste. Știu foarte bine că această revistă este fiul lui Gruia Novac și mai ales că Vârladul îi datorează foarte mult, deși de multe ori tot datorită unor orgolii, dar altfel înțelese decât cele pe care le înțelegeți dumneavoastră, nu îi recunoaște meritele, iar Gruia se încăpățânează să rămână printre noi, tocmai pentru că își dă seama că acum Vârladul are nevoie de oameni ca el. Atunci când dispărea și Gruia știe, Constantin Teodorescu, mulți poate oftau ușurat. Ușurați mai ales de faptul că li se părea că doctorul îi pune la treabă și chiar să facă acte autentice de cultură în Vârlad. Acum când nu mai există, deja doctorul are peste 7 ani de când nu mai e, toată lumea cu nostalgie plânge fie prin diferite fițuici, prin diferite unghiere ale Vârladului, dar nimeni dintre aceia n-au reușit să-i ducă munca până la capăt. Cred că același lucru se va întâmpla și cu Gruia Novac, dar până atunci, dacă la 84 de ani am vorbit despre Gruia Novac și revistă, la 85 de ani vom vorbi despre revistă și Gruia Novac, pentru că este o familie. Mulțumesc! Și la mulți ani! E un colaborator vechi, statornic, Gruia Novac. Nu ne are alături fizic de fiecare dată la Bârlad. Însă, noi la Biblioteca Județeană am gândit să facem în așa fel încât, aruncându-și privirea din când în când, spre o poliță a bibliotecii unde va încăpea și această plachetă, să-și aducă aminte frumos de noi. Suntem aici, îl așteptăm, dorim pe mai departe să colaborăm. Pentru toată strădania de până acum și pentru toată strădania viitoare, pentru frumoasa colaborare, pentru înțelegerea de care dă dovadă, gândurile noastre cele mai frumoase și nu în ultimul rând, dragostea noastră necondiționată. Mulțumesc frumos! Nu știu dacă trebuie să spun ceva în momentul ăsta, poate da. Nu. Dar am să zic, apropo de ce spunea Laurențiu Chiriacu Leacu mai devreme, am să zic și o vorbă, nu știu dacă are sau nu are vreo legătură cu ce s-a spus, dar vă rog să fiți atenți la ce vreau să zic acum. Încercați dumneavoastră și judecați. Credeți dumneavoastră că ciacleul ar fi mâhnit vreodată când ar constata că nu a fost înscris în recensământul dealurilor? Mulțumim din suflet domnului Gruia Novac. Suntem recunoscători pentru toate inițiativele frumoase pe care le are. Vă mulțumim tuturor că ați fost la această sărbătoare a lui Gruia Novac și a lui Vistic Badul Literar. Că ați fost alături de domnul Nicolae Dragoș și sunteți colaboratori, cititori, prieteni ai Bibliotecii Județene. Vă mulțumim, o după amiază plăcută tuturor.